Un verset din Biblie și meditația zilei. Fiți binecuvântați, iubiți frați și surori întru Hristos Domnul. Lăudați pe Domnul că este bun, că în viac este mila Lui. Versetul zilei de astăzi îl găsim în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, în capitolul 2, cu versetul 16. Și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi uniți într-un trup prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia. Iubiți frați și surori întru Hristos Domnul, suntem în duminica dinaintea înălțării cinstitei cruci. Intrăm cu ajutorul lui Dumnezeu în săptămâna crucii, numai că așa cum ne învață Domnul nostru Iisus Hristos, crucea trebuie purtată în fiecare zi. Vedeți, iubiților, în lume există două feluri de oameni. Oameni care vorbesc despre cruce și oameni care își poartă crucea. Crucea înseamnă stăruința omului de a merge pe drumul care duce la Dumnezeu. Taina crucii înseamnă însă și teologia fericirilor pe care Dumnezeu a lăsat-o ca pe o fundație pe care să se ridice casa bucuriei omului. Bucurie întru iubirea vrăjmașilor, care este crucea. Bucurie întru lacrimile cele de umilință, de căință pentru păcatele săvârșite. Căința este cruce, recunoașterea slăbiciunilor și a păcatelor proprii și a virtuților celorlalți, ceea ce înseamnă în cele din urmă stare de cruce. Crucea ne îndeamnă să-L iertăm pe Cel care ne-a greșit, ceea ce ne îndeamnă să ne rugăm pentru vrăjmașii știuți și neștiuți. Un mare părinte al bisericii spunea că nu poți să-L ierți decât pe Cel pe care îl iubești, arătând că în cele din urmă iubirea este purtarea crucii. De aceea, în această sfântă duminică, dinaintea înălțării cinstitei cruci, să spunem și noi, prea cinstită cruce, apărare și armă nebiruită, ocrotește și acoperă cu darul Tău pe cei ce cântă. Bucură-te, cinstită cruce, păzitoare a creștinilor. Amin. Iisus Hristos cu voi, cu toți. Amin.